Era trecut puțin de ora 13 când în fața Liceului Tehnologic Virgil Magiaru din Roșiorii de Vede, județul Telorman, s-au derulat scene demne de un ring de box. O elevă din clasa 9 a unității școlare și o alta de la un alt liceu din oraș, elevă în clasa 11-a, s-au luat la bătaie. Din imagini se vede cum cele două își cară pumni și se păruiesc, iar motivul, spune elevii, ar fi fost un băiat. După incident a fost sesizată și poliția. Deplasați la fața locului, polițiștii din cadrul poliției municipiului Roșiori de Vede au constatat faptul că, în jurul orelor 13:30, în timp ce eleva în vârstă de 15 ani din comuna Stejaru, județul Telorman, se afla în afara incintei liceului, ar fi fost agresată de o elevă în vârstă de 16 ani din comuna Călmățuiu, județul Telorman. În urma evenimentului, eleva în vârstă de 15 ani a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Astăzi, la liceul Virgil Magiaru a fost întrunită comisia de violență, urmând a fi aplicate măsurile ce se impun. Fata de 15 ani se află acum în spital pentru că a suferit lovituri puternice în zona capului, spune directorul adjunct al liceului. Suntem cu comisia de violență și stabilim demersurile, să vedem evenimentele. O să dau un telefon să văd starea fetei, că am înțeles că a fost îndrumată de către apropiați, de către medici, pentru a-și face niște analize. Am înțeles că au fost niște lovituri, probabil mai dure, în zona capului. Agresoarea fetei nu a ajuns astăzi la școală. Pentru fapta sa, copila s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe, urmând a se propune soluție legală prin parchetul competent.